Așa arată o fabrică de mobilă complet tehnologizată, fraților. A, stai mă, că am uitat că asta e... Băi, când face mașinăria tot... Aoleo, ce-ai făcut? Dar mie nu se descurcă nici domnul. Am pus una sau două. Ei, niște ponturi avansate, vezi să știi, niște scheme avansate. Asta e un cadou pentru un hater de-al meu. Sau asta e mai fonfon, așa mai... Eu mai trebuie să întreb oamenii dacă îi pot ajuta cu ceva, de asta, de acolo mi se trage. Suntem peste tot acasă, porții se deschid. Salut, eu sunt Sherry, sunt aici cu domnul Dan Ciucu și astăzi suntem la muncă, la Mob Expert. Hai la muncă, dar nu cu mine. Joc de glezne, e un alt Dan Ciucu cu care lucrez astăzi. Salut. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame? Dar înainte de a vinde mobila, trebuie să o producem. N-ai ce să vinzi dacă nu produci înainte. Și ne aflăm la Mureș Max, în Târgu Mureș, una din fabricile din grupul Mob Expert, alături de domnul Dan Ciucu. Salut, Sheli, bine ai venit! Domnul Dan Ciucu Junior, salutare! Cum a fost drumul? Lung. Dar este o fabrică foarte tare și este o fabrică în care se fac produse pentru tineri, produse de Young Living. O bună ziua, bună ziua! Bună ziua! A venit și treabă? Noi să vedem, să facem un tur de fabrică, să... Care tur de fabrică? Ați venit la treabă, știu eu. Da, să arătăm cum se muncește, să... Ah, ok. Câtă lume muncește în fabrica asta? Deci avem 100 de oameni care lucrează aici. 102 de astăzi. Da, 102 începând de astăzi, care produc aproximativ 8 milioane de euro pe an. O să treceți prin toate procesele tehnologice care sunt aici, o să puneți mâna peste tot unde este nevoie de voi și la sfârșit o să-mi spuneți și mie ce ați învățat. Fiecare coleg are ceva de făcut. Munca fiecăruia dintre ei este valoroasă. Ea trebuie respectată. Cel mai important pe lumea asta, pe care trebuie să-l înțeleagă, cred eu, orice tânăr, este că nimic nu se poate face singur. Tot ce poți să faci, faci într-o echipă. Sheli, uite, aici ne aflăm cu domnul Lucian Radu. Bună ziua! Să trăiți, bună ziua! Care ne va explica mai mult despre locul în care suntem. Mă numesc Radu Lucian și sunt director Mureș Max. Lucrez de 24 de ani pe acest post. Păi suntem în fabrica Mureș Max a grupului Mob Expert, situată în parcul industrial Vidrasău. Și aici este depozitul de materie primă. Deci de aici începe tot procesul tehnologic, chiar de aici. Și ce materie primă avem? Avem odată aceste, cum se numesc? PAL. Col de PAL. Bun, în partea aceasta ce avem aici? Ce sunt? Feronării, șuruburi, mânere. Și din această materie primă, asta este tot ce are nevoie fabrica asta ca să producă mobilă în cantitățile în care produce. Ce se întâmplă aici în depozitul acesta de materie primă? Vin domnii care operează, cum se cheamă mașinăria? Stivuitor. Operează stivuitorul. Operează stivuitorul, duce marfa la tăiat, la împachetat. Vă ajutăm cu ceva pe aici? Facem o ordine, ceva? Vă rog frumos, puneți aceste balamale pe palet și după aceea să ducem cu Liza la ambalaj. Astea sunt balamale pentru ce? Mese? Pentru bucătării. Aici se poate face și mobilă custom? Bucătăriile le facem pe client și restul mobilei de serie. Deci se pot face și custom. Am observat tendința clientului nostru tânăr de a-și dori produse customizabile, produse pe care să-și pună amprenta și în direcția asta mergem pentru clientul tânăr. Te descurci acolo sau? Mă descurc. Te descurci? Dă-i. Uite, chiar se descurcă. Ia, gata, perfect. Acum te las și pe tine să văd dacă știi. Stai așa, trebuie să o mai cobor un pic. Accelera. Mai jos așa și dă-i fat. A, stai mă, că am uitat că asta e... Așa. Stai. Prima dată când mânuiești utilaj din ăsta, e normal că nu știi viteza, nu știi... E normal. Totul se învață din experiență. Suntem peste tot acasă. Porții se deschid. Atât aștept, primele două versuri, dar promit că până la finalul acestei zile voi învăța imnul rapid pe de rost. Vreau și un tricou. Și să o puneți... Stânga, atent, op, mai ce puțin. Op. Acum coborâm asta. Stai. Hai, că cred că m-am descurcat. Și acum să ducem Liza la loc. Duceți Liza la linia de ambalaj.
N-a fost prima dată când și le-a pus mâna pe poliză, a fost a 20-a oară. A, atunci cu atât mai rău, eu nu știam treaba asta. Gata, domnul Lucian, am făcut prima parte a zilei. Foarte bine! Foarte bine! Bravo, bravo! Mulțumim mult! Ce facem în continuare? Haideți să ne explicați eventual de acolo cum... Dar mai avem 7 minute până mâncăm. Păi și atunci știți cum e, 7 minute până la pauză mergem direct să mâncăm, nu? Păi așa zic și eu. Hai să mâncăm, nu ziceți rău deloc, domnul Lucian, îmi place cum gândiți. Am un pachetel frumos, mi-am făcut de acasă. Am venit pe simplu, ai înțeles? Am niște pâine și cu zacuscă. Dacă tot am adus aici la fabrică să vezi... Păi stai, domnule, un pic. Păi tu nu joci corect. Da, ți-am adus și zacusca mea. Hai să vedem care zacuscă e mai bună. Ia să vedem, zacusca de Craiova sau de București? Îmi pare rău, mama, dar e mai bună a lui Shelly. De data asta nu te-ai ocupat așa bine. E mai bună a mea, doamna Șucu, confirm. E mai bună a lui mama, să știți. Acum că ne-am umplut burțile și am mâncat pe săturate, e timpul să intrăm în fabrică și să vedem care este procesul tehnologic care face trecerea de la materia primă la produsul final. Vă prezint prima operațiune, da? în fluxul tehnologic, croirea palului. Croirea palului, noi vorbim mai tare să ne auziți. Palul se croiește în coala, coala se croiește în repere. Ok, cum facem? Punem și noi mâna sau? Da. Stai că butonează domnul, aici nu știm ce face exact. Această primă mașinărie asigură croirea prăcilor. După cum vedeți, se încarcă o placă, iar apoi se așteaptă ca mașinăria să o taie la dimensiunea prestabilită pe calculator. Gata, a tăiat-o. Deci ce am făcut acum noi, practic? A croit un reper la un produs. Aici ce se face? Formatizarea. Formatizarea. Ce înseamnă aceea? Explicați-mi ca la fraier, că nu, da, nu înțeleg acești termeni. Croirea se face cu supradimensiune. Da? Nu este o operațiune la dimensiune finală. Da. Formatizarea se face reperul la cotă finală. Bun. Și la unghi de 90 de grade. Adică plus, ce se întâmplă aici? Se aplică cantul care vine pe margini. Și asta e cantul aici, asta-i, nu? Asta e cantul, da. Ia uite cum se aplică. Trece de aici și ia uite, vedeți? Haț! Și a aplicat. Ok, hai să punem și noi pe bandă. După ce trece butonul, pui jos bucata aici. Da? Butonul duce. Aha, dar ai crezut pe întrebe. Nu, n-am pus bine. Mai exact, ce face acest utilaj de formatizare este practic să finiseze prăcii obținute din croire și să aplice canturi pe marginile acestora, să recânturească. Dar dacă vreau o placă mai lungă de atât? Bagem calculator și se deschide. Deci au comandă numerică. Da. Până la 2500. Ia vedeți cum face, vedeți că a plecat. Și poți să faci pe orice mărime vrei tu. Ia uite cât se face, bă băiatule. Utilajele creează predictibilitate și o foarte mare productivitate. Atunci ce face diferența? Pentru că dacă poți produce oricât, poți și vinde oricât. Clientul dictează. Ai relația cu piața, ai clientul pentru produsul respectiv, produci fără să știi clientul? Nu știu, n-are sens. Deci totul începe cu ce? Cu clientul, cu vânzarea. Cu clientul. Și cele două mașini, aceea de acolo de croire și mașina de formatizat, da? Îți cele mai importante mașini ale noastre. Adică produc mult. Deci, cât costă o mașină din asta? Un milion de euro. Un milion de euro. Am înțeles că a fost un milion de euro. Utilajul la mare cu alimentare automată, la Winner? Minim, da. Minim un milion, da, de euro. Da, am înțeles. Mai mult, da. Cât durează să se livreze un asemenea utilaj? Se fac pe comandă? Sunt de obicei pe comandă. În general, între 6 luni și un an. Ele se programează cu cel puțin 3-4 ani înainte. Trebuie să știi exact cam perioada în care îți crește piața ca tu să poți să fii pregătit la momentul respectiv. Ok, și acum fiți atenți. O să pornească această rolă. Stați un pic. Da, și acum împinge. Da. A, gata, și-a luat-o. Și acum fiți atenți că se întâmplă magia. Și se alimentează cu fiecare pe rând, nu mai trebuie să pună un om fiecare rem, unul câte unul, pentru că ia uite, bam, l-a luat, ia uite, direct, bam, cu ventuză, l-a băgat. Dacă se poate face, cred că tot de bidare se numește, la mașina aceea care se alimentează automat, de ce mai folosi și mașinile celelalte în care angajatul din fabrică pune câte o bucată de rem industrializată? Câteodată este mai rapidă operarea manuală, pentru că programarea fiecarei operațiuni durează. Atunci când discutăm de serii mici, atunci nu și are rost programarea și atunci e mult mai rapidă operarea manuală. După care, după tot ce se întâmplă în zona asta, se merge în zona de montaj. Întâi găurim. Găurile? Întâi găurim. Și după aia montaj. După aia montaj. Ne lăsați și pe noi să dăm o gaură?
tot așa, băgat și unul spate sau ceva. A, nu se face la mână, gaura? Nu, cum? Mă gândeam unde că... te afli? Mă gândeam unde că... unde te afli? Mă gândeam că... cu mâna! Cu mâna, da, cu mâna dădeam faliment, ai că s-au de mult. Auzi, nu mai cumpăra rapidul, dar făcea cu mâna. Și aici vedem unde sunt găurile? Sunt punctele astea mici. Da. Alea-s găurile. Hai să vedem, putem să punem sau? Băi, când facem mașinăria tot... Aoleu, ce-ai făcut? Am stricat-o, nu? Dați-o, opriți mașina. Aoleu! Nu! Am făcut-o de boară! Opa, ce scuze! În prima zi de muncă acceptăm. Da, acolo s-a grăbit, da. Trebuie să faci, să găsești ritmul mașinii, să le introduci în ritmul mașinii, nu așa. Hai la CNC! Hai la CNC! Hai la CNC! Ce e CNC? Aceste mașini care le-ați văzut, da, fac cantul drept. Ei, mobila are și cant curt. Și aia poate să facă mașina comandă mea, poate să facă ce formă vreau eu? Cam așa. Cam așa? Cam așa. Hai să vedem. Cam așa. Deci acum face un birou. Face o băncuță școlară. Așa da. Sunt băncuțele școlare în ziua de azi? Așa sunt. Din ce în ce mai mici. O mașină de comandă numerică, sigur că lucrează mult mai încet, dar ea poate să facă un număr de operațiuni, inclusiv cântuire, inclusiv găurire, frezare, sunt o grămadă de alte lucruri. Pe așa sau pe... Așa, așa, cred că e bine. Invers, uite-te. Invers. Da, uite-te și tu. Atenție, atenție, apăs butonul. Și apas. Domnul dădea și cu o chestie să îndepărteze... Acum o suflă acolo, da. Ia uite, mă, a plecat cu el, fiți atenți, că a plecat cu cantul. Ia uite cum îl aplică. L-a luat după el, mă. Dar rămâne o margine, sus. La aia mea, ai răbdare. Ai răbdare. O mai sufli odată. Ia. Acum o face? Uite, partea de jos acum. A, și partea de... A, le face și, și sus și jos. Ia uite cum arată, impecabil, impecabil. Ce face o mașinărie, efectiv. Noi doar ne-am uitat. Mi s-a părut fascinant cât de ușor poți să ajungi de la o bucată de lemn industrializat la un produs finit de calitate datorită aparatelor care te ajută. Bine, mașinăria n-a acționat singură, că a stat aici cineva la butoane și a făcut toate acțiunile, adică a apăsat. Deci nu scoatem oamenii complet din procesul tehnologic. Ne apropiem de zona de montaj. Aici montăm o bucătărie MobExpert. Hai să vedem cum arată o bucătărie MobExpert. Să vedem. Deci asta este o comandă, exact o comandă de client. Această bucătărie este vorbită cu clientul, da, în magazinul din Pipera și s-a făcut un proiect. Hai să dați-ne de lucru. O să fie oare montajul automatizat vreodată? Există și automatizări de montaj, dar nu sunt. Sunt relativ greu de făcut, pentru că îți trebuie o piață inclus mult mai mare decât piața care o avem noi. În China, probabil că... De obicei, montajul se face în zone în care produsele sunt oarecum unice. Ceea ce îmi place în mod particular la această fabrică MobExpert este faptul că aici se face mobilier pentru young living, mobilier pentru generația noastră mai mult, mai accesibil, cu mai puține pretenții, pentru că există și această zonă de clientelă și în această fabrică, în mod particular, asta se face, mobilier din acesta pe young living. Bun, deci avem mai multe piese. Acestea da. Sunt lateralele, un da. Fund, ok? Deci știi ce trebuie să luăm? Da. Da? De 8 mm se bag cepurile astea. Și cum se bag, cu mâna așa? Da, cu mâna și dacă nu intră și ciocanul. Așa, nu? Așa, așa. E ușor. Atât. Cât? Atât? Așa, ok? Stop, stop. În toate găurile? Nu, aici. Da? Dar dumneavoastră de unde știți de unde trebuie să punem astea? Noi le-am învățat. Dacă nu știți sau uitați ceva, nu, aici nu. Dacă uitați ceva, scrie într-un ghid. Nu aveți un ghid pentru treaba asta. Gata, stați că acum știu. Este unul aici. Da. Unul în mijloc și unul aici pe spate, da? Aici. Mai dreapta. Aici. Așa. Am zis că știu. Ne-au fost explicați toți pașii care trebuie făcuți pentru montarea acestui corp, unde vine fiecare placă, fiecare șurub, și ne-am gândit cum am putea noi cel mai bine să aplicăm ceea ce am învățat decât printr-un concurs. Se care face unul ăsta întreg mai repede. Bun, hai, 3, 2, 1, start! Stați că nu știu ce fac. Deci chiar băieți, în primul rând să batem asta aici. Asta țin minte că chiar se făcea. Nu ne ajutați, da? Facem după capul nostru. Cum e pe noi capul. În partea iartă la fel. Bă, în partea iartă era la fel, nu? De fapt și normal că era fer, dracu, că te soi aici de jos și de sus. Știu, domnul, domnul! Domnul, vă rog frumos! Domnul, vă rog, nu mai ajutați elevul, da? Și acum am nevoie de bucățile astea? Nu, 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 lăsați, că eu nu vreau să fiu ajutat. La șuruburi fac, la șuruburi nu duce. E, stați, gata! Aici sus mai trebuie. Gata!
Păi și eu am gata, am fost gata primul. Eu credeam că mai am un șurub, dar am fost gata primul de fapt. Avem nevoie de bucata de carton. Hai, 3, 2, 1, dă-i. Bă, ce are mă, frate, mă? Așa? Păi evident că danța descurcă mai bine, îi stă mai bine lucru în mână. Eu Shelly mai cu vorba multă, dar la treabă mai puțin. Da, s-a descurcat și el bine. Ok, trebuie să ne ajutați pe bază de balamare. What? Ați văzut ce a făcut? A făcut o schemă. Dați-mi și mie o ușă, stați un pic. Să mergi după ea, ce faci? Trebuie să mă rup pe ea? Bă, mașina? Bă, mașina? Bă, mașina? Te-ai uitat scula. Mi-am uitat scula, îmi cer scuze, da. O mai ui, da. Bă, tu cum ai prins asta, mă, aici? A? Mă, tu ai făcut asta singur, zi pe bune. Nu, mă, așteptă-și mine puțin. Nu știu, deci jur, e de cea mai grea parte să prinzi asta aici. Dar mie nu se descurcă nici domnul. Ați prins-o. Încă am șanse, încă am șanse. Gata. Gata tot? Da. Bravo. Bravo, domnul Șucu, ați câștigat. Termină. Este extrem de importantă relația cu piața. Gândiți-vă. Vine cineva și vrea să-și construiască o seră de 5.000 de metri pătrați în care vrea să planteze roșii. Dar nu începi cu sera. Tu începi cu cui vei vinde tu recolta de pe 5.000 de metri de roșii, pentru că te vei trezi cu 5 tone de roșii care se strică în curte pentru că nu ai cui să le vinzi. Orice om de afaceri trebuie să înceapă, să înțeleagă că atunci când începe afacerea, trebuie să începe cu piața. Și acum, dragi prieteni, la ambalare. Ce facem, domnule, aici? Acum ambalăm un colet de la bufetul cu trei uși Wave, de la gama Wave. Gama aceasta Wave este pentru că are acest... Da, are acest riflaj, da. Este un riflaj în MDF, sub formă de valuri, că de asta se numește și Wave, desenat de arhitectul nostru. La vremea aceea, în 2022, acest riflaj îl regăseam ușor ca și accent. Nu ca regulă. Am lăsat-o pe doamna să ne explice cum se ambalează corect prăcire, după care ne-am dus la treabă. Câte două sau pe unul? Câte două. Nu mai trebuie să mă ajutați, că mă simt prost dacă mă ajutați. Lăsați că eu știu, mă descurc. Bă, de se pune ușă sau două uși, că nu mai știu. Două de-astea mari, nu? Bă, eu sigur n-am pus doar una? Am pus una sau două? Ei, pentru clientul căruia am pus una în loc de două, îmi cer mii de euro scuze. Oricum, dacă am pus doar una singură, chiar îmi pare rău pentru clientul. Clientul care l-a cumpărat? Ne cerem scuze. Hai, domnule, că e chiar simplă treaba. Și ambalarea și ea are rostul extrem, pentru că o ambalare făcută bine te ajută ca acel produs să ajungă la client într-o stare perfectă. Bun, și-a plecat pe bandă. Iar acum, ultimul pas înainte ca pachetele să iasă pe poarta fabricii este sigilarea corectă a acestora. Și punem capacul, nu? A, ia uite pe ăsta cum vine. Ăsta intră prejer. Păi și acum cum se prinde asta de sus, de asta de jos? Aici e un buton. Da? Merge, da? Bă, e prins ăsta, mă? E prins. Eu am făcut un pic în stil propriu. Dar de ce nu... A rămas aici. A rămas de cordonul umbilical. Trebuie să tăiem cordonul umbilical a pachetul ăsta, că nu vrea să plece din fabrică, vrea să mai rămână în fabrică un pic. Am stricat-o și pasta. E ok acum? Da. Ia pasă, da. Hop, ce? Aoleu! Bă, am făcut stricăciune. Am vrut eu să fac nu știu cum asta și de-aia. Pare rău, n-am vrut, să știți. Gata, ai rezolvat? Da, da. Aoleu! Nu așa? Cum trântiți așa? Ce scuze, mai te-ai pus să... Așa. Nu a dat bine aruncarea coletului. Nu cred că e cineva din fabrică care n-a văzut. Da. Că ți-a scăpat din mână. Nu că mi-a scăpat, nu mi-am dat seama. Am pus așa ca aia care dau jos de la avioane, care dau jos troiere. Aici se fac teste, se trântește de la 40-50 de centimetri. Se uită după aceea în colet să vadă dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva. L-am stricat și eu. Ai stricat? Că l-am stricat și eu. Ai stricat, sigur, că ia uite, da. Niște tineri prima dată fac greșeli. Deci eu zic că le mai dau o șansă. Fiți atenți cum se capsează cutia, pui așa, pui așa. Mare grijă să nu prinzi mâna, vii așa, aici așa. Pam, ați văzut? Ia uite. Iar am doborât aia, nu pot să cred. Bă, băiatule, iar am incredibil așa ceva.
Gata, tată. Această cutie a trecut prin palme, vorbe și durere, dar într-un final a fost capsată. Sincer, concluzia mea e că se poate în România face caritate. Mi se pare că tehnologizarea ajută enorm în genul ăsta de fabrică să producem și noi la înălțime și la caritate pentru români aici în România, ceea ce evident că e minunat pentru economie, pentru locurile de muncă din zonă și așa mai departe. Foarte, foarte tehnologizat. Asta mi-a plăcut. Se vede investiția și mi se pare că lucrurile arată foarte bine. Repet, de fabrica aceasta de la Târgu Mureș, dragi prieteni, se află un centru logistic. În acest centru logistic se depozitează nu doar marfa produsă, nu doar marfa creată la această fabrică, cât și marfa creată la alte fabrici din apropiere. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, având în vedere că am lucrat la fabrică, acum este timpul pentru partea a doua a videoclipului. Haideți să mergem la magazinul MobExpert din Băneasa, acolo unde este ultima zi de Black Friday, să vedem ce nebunie este în magazin. Tema voastră astăzi, vânzare. Vă adresați în principal generației voastre. Dacă vedem ce o persoană înțeles, peste 40 de ani, îi spune, vă rog frumos să plecați de aici. Ce am observat noi despre generația voastră este că voi cumpărați mai rar produse sub formă de costum, toate odată. Generația voastră preferă să cumpere pe măsură ce are bani. Cumpără astăzi patul, mâine noptierele, le cumpără pe parcurs și mai ales nu le cumpără din aceeași poveste. Mă aștept, pe baza la ce ați învățat ieri, să folosiți argumentele care le-ați învățat ieri. Și mi-ar plăcea ca să vindeți cu prioritate produsele fabricate la noi țară. O să fie aglomerație la casă, s-ar putea colegii mei să vă roage, da, să-i ajutați cu un pachetat, cu dus marfa la mașină, la client, poate câștigați și un bacșiș. Spor la treabă. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Nu mă știam foarte bine cu domnul Șucu, ne-am cunoscut cu siguranță mai bine cu ocazia asta. Am avut câteva întâlniri pentru că urma să facem și urmează să facem o colaborare și pe zona de festival. E un om foarte inteligent, un om care a construit singur toată nebunia asta în zeci de ani de muncă și cu siguranță din punctul ăsta de vedere reprezintă un reper pentru mine. Salut, eu sunt Sherry. Mihai, îmi pare bine. Mihai, cu ce te ocupi la MobExpert? Sunt manipulant marfă. Tot ce înseamnă marfă, descărcat, încărcat. Hai să manipulăm niște marfă în acest caz. Acesta este paletul care trebuie în zona de decorațiuni, de aici vă descurcați. Trebuie etichetat, descărcat, ambalat și pus la raft. De aici vă descurcați. Cu ce? Cu Liza. Care? Trebuie să căutați. Aici nu e ca în fabrică, stai că noi ne-am obișnuit, ne făceau un tur. Acum e cu... ne descurcăm, voi să scoți singur? Acum, domnul Șucu, cum v-a zis pe dumneavoastră, cum o ridicăm? Aha, deci asta e pe acțiune, așa. Cred că prima oară când am intrat în MobExpert aveam 4 ani. Sincer, nu mai țin minte bine ce făceam. Dar știu că mă punea tata să despachetez globuri, să le pun pe brazi. Dar eu n-am înțeles, eu sunt speriat de altceva. Etichetat și ambarat. Hai că vedem pe drum, de fapt. Dar uite, păi sunt etichetate, asta mă întreb. Adică ce trebuie să le mai punem noi? Să le pui eticheta cu prețul. A, că asta e eticheta de... eticheta care vine de SKU, de da. Code, am înțeles, ok. Dă-i. Bă, dacă de mare e liftul ăsta, voi băiatul. Fac deranj, la felul cum îmbrac. Fac deranj și invidie atrag. Fac deranj în orice domeniu, ca mine se naște unul la un mireniu. Vedem aici un mare fan al acestei opere contemporane, dragi prieteni. De un mare, mare artist de renume. Păi de asta n-ar trebui trasă? Liza, nu mai bine o tragi decât să o împingi? Oricare poți. Tu ce preferi? S-o trasă sau să o împingi, Liza? Păi dar cum găsesc oamenii ceva în depozitul ăsta? Adică uite, să spune că ai nevoie de un anumit... Fiecare raft e numerotat cu un cod și ai o aplicație pe un... Și în sistem spune, e pe raftul X, da. Rândul Y. Domnul Șucu cel mic, mi se pare foarte tare ca vârsta lui. Adică e încă mic, adică vorbim de ceva care e anul întâi de facultate. E cu câțiva ani mai mic decât mine, foarte matur pentru vârsta lui și se vede că înțelege foarte bine încă de la vârsta asta afacerea. Afacerea nu stă în muncă, sunt o obsesie. Dacă nu ești obsedat de a face ceva cu adevărat bine, n-ai cum să reușești. Bă, hai că acum trebuie să avem grijă că suntem în magazin, să nu accidentăm pe cineva. Nu vrei să întoarcem? Cum adică să întoarcem? Cum cobor pe rampă pe ea? Păi și nu, că ești nebun, dacă cobor pe rampă și eu sunt în față, vine, mă strivește, ești nebun, mai bine așa mă trage după ea. Îi dăm unul în față, unul în spate. Bine, stai tu în față. Mai bine întoarcem? Invers, trebuie, nu? Ne-a salvat viața. Profit de acest moment de repaus pentru mine, dragi prieteni, să vă spun că este un preț foarte bun în această perioadă la biletele la festivalul Beach Prize.
trebuie neapărat să vă luați bilet, dragi mei prieteni, la acest superb festival. Și astăzi, de 1 decembrie, am o super ofertă pentru voi, pentru că este Ziua României, la mulți ani România. Cu codul 1 decembrie veți avea 15% reducere la toate categoriile de bilet, dar doar până la 12 noaptea, deci expiră în câteva ore. Doar câțiva dintre voi, dacă aveți bani puși deoparte, puteți beneficia de această reducere. 15% cu codul 1 decembrie pe bilete.beach-priz.ro. Am ajutat flori, gata. Păi da, dar astea sunt mai diferite, astea sunt flori așa care sunt, gen flori naturale astea sunt. Sigur aici e? Dar stai o clipă. Hai, înainte să ne gândim unde punem, hai să vedem cum facem cu etichetarea vieții, că asta e. Deci fii atent, ne-a trimis cineva de la depozit. Să etichetăm asta. Să etichetăm și să le punem la raion și să le ambarăm să le... și noi nu știm, e prima noastră zi. Acolo cred că să le găsiți, pentru că acolo sunt toate florile albe. Iar etichete nu puteți să scoateți decât la un cad în calculatoare. Cum știm noi acum ce avem aici? Păi, trebuie să ne uităm pe fiecare în parte. Păi eu știu ce avem acolo, din ce a transferat colegul meu. Am lăsat-o pe doamnă să ne explice care este procesul pentru a printa etichetele și am aflat că nu e atât de simplu precum pare. Și asta este pentru un produs, dar noi avem mai multe. Da. Deci aici sus avem fiecare număr din acesta reprezintă câte un coret, exact, da? Da. În fiecare coret când selectăm unul, vedem mai jos ce articol există, da, și câte bucăți. 24 de bucăți, spre exemplu, da? 24 de bucăți și cât este costul unitar. Noi acum ce trebuie să facem? Trebuie să luăm pentru fiecare coret din ăsta, fiecare articol, să copiem manual chestia asta și să o ducem în printare. Printarea înseamnă în partea asta și trebuie să facem chestia asta pentru fiecare din toate aceste coduri, dragi prieteni. Deci eu cred că va dura aproximativ 30 de minute să facem chestia asta, așa că ce să spun? Mamă, dar aici e complicat rău cu ăsta, frate. Doboară tot magazinul, cad brazii, cad... Auzi, te încerci tu? Când o să ai permis, o să... Nu mai zic nimic. Împinge. Hai să ne apucăm de etichetat. Bun, și acum ce facem noi? Etichetăm acestea cu prețul peste acestea cu produsul și le punem, uite așa, pere, bam. Și cu ocazia asta le și numărăm. O să ne dăm seama că rămânem fără etichete aici dacă sunt câte trebuie sau nu. Că dacă sunt mai puține și rămânem cu etichete, înseamnă că domnii de la depozit au făcut o greșeală și atunci trebuie sunat și dați afară, evident, glumesc. Auzi, Dane, tu ai mai vândut vreodată pe un magazin pe aici? Am mai vândut, da, câteodată, în weekend. Da? Da. Și cum faci? Adică ai vreun sfat pentru mine, ceva? Ideea e să vorbești mult cu clientul. Eu am învățat o tehnică atunci când abordez clientul pe raion. Nu trebuie să pui întrebări la care există șansa să ți se răspundă cu nu. Spre exemplu, întrebarea, pot să vă ajut? Da. Eu nu îmi pun, că spune nu. Și acolo se închide discuția. Salut! Te ajut cu ceva? Nu. Bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Vă pot ajuta cu ceva? Mulțumesc. Mai degrabă îi spun orice altceva, cum ar fi ce bine vă stă în această cămașă, domnule client. Cred că v-ar sta bine și cu acest brad de Crăciun de 6.000 de lei, nu știu. Sau asta e mai fonfon, așa mai, știți? Mă, eu am un stil așa mai invaziv, dragi prieteni. Agresiv, aș putea spune, cu clientul, dar nu uitați de asemenea, dragii mei prieteni, pentru că astăzi este Ziua Națională a României, 1 decembrie. Codul 1 decembrie a Bishpiz vă oferă 15% reducere, un lucru chiar de nerefuzat. Adică n-aveți cum să spuneți nu la așa ceva. Băi, verii mei, nu pot să nu apreciez aici la Mob Expert acest men's corner, dragi prieteni. Uitați-vă cât de frumos arată și așa pe stil vechi, ai înțeles, dacă ești așa vânător, ai așa un conac la munte, aici și e mineu și aici ai de ăsta de împingi în foc. Da, bine, și mineul e fake, nu? Adică chiar e fake, vreau să spun că n-avem foc. E fake. Deci acum îl căutăm pe colegul nostru, domnul Ghimpău, cu produsele de gourmet. Ok. Ai un bar? Da, e bar. Avem... Să ne caute la bar, domnul Ghimpău. De ce există un bar în mod, adică se tembea ceva sau adică începem ziua așa... Oamenii nu muncesc, trebuie să se hidrateze după. Ba da, aveți dreptate. Momentan noi o să renevin la bar, deoarece abia am început treaba și avem task-ul de a ambara niște cadouri. Dar, puțin mai târziu vom face o mică oprire și vă vom arăta și ce au dezvoltat băieții ăștia aici. Un lucru care mie mi s-a părut foarte interesant. În perioada Crăciunului este foarte important să ambalăm cadourile frumos, așa că un client ne-a lăsat aici niște produse pe care le vom face împreună astăzi. Nu, spune rău deloc Iuria, dragi prieteni, care ar putea să se apuce și de vlogging, după cum vedeți, a intrat direct și v-a povestit. Așa este, acum împachetăm cadouri. Ce trebuie să facem, Iuria? Întâi rupem hârtia de acolo. Cum, efectiv, o luăm așa? Trebuie băgată prin partea de acolo. Așa, așa cum spre tine. Spre tine. Așa, spre tine. Da, a fost pe acolo, este pe acolo, cred că mai bine foloseam o foarfecă. Sigur, se mai întâmplă, rămâne un surplus. În continuare, Iuria ne-a făcut un mic instructaj despre ambararea corectă a cadourilor și ne-am gândit noi cum să punem cel mai bine în practică ce am învățat. Printr-o competiție. 3, 2, 1, start! Nu mi-ajunge! Am prea multă. Tu ai prea multă, mie nu mi-ajunge asta, băi.
Ai vrei să facem schimb? Sau pe partea alaltă. Așa. Ai dreptate, așa mi-a ajuns. Am făcut-o de boală. Stai, domnule, că e o artă. Asta e un cadou pentru un hater de-al meu. Nu găsesc scociuri, nu găsesc unde am... Lasă că îi mai trebuie, îi scoci și găsește el. Mai ai nevoie de scoci, nu? Da. Ok. Când găsești ăla, mănânci pe mine. Puteți vedea, acest e un stil mai aparte de a împacheta, stiluri în scârbă, dragi prieteni, pentru dușmani, dacă vezi să nu mai vă sune. Auzi, am altă idee că nu e așa. O să-i pun o fundiță din asta frumos. Dar știi să o faci? O-i fac eu, o-i fac arașireturi, ceva-i fac eu. Punem o fundiță, o să arate foarte bine. Domn Șucu, pare o să vă spun, dar nici dușmanul meu de moarte nu i-aș oferi un asemenea cadou. Foifeca, ai tras-o pe dreapta? Mulțumesc. Aceasta este pentru cineva drag, această față de masă. Bă, știi cum e, nici ai meu era mai braț, dar tu chiar ai dus la bun sfârșit. Deci măcar încercat. Acest lucru merită complimente. Da, a venit Don Gimpou. Don Gimpou. Cadou se pentru el, ca întârziu. Da. Între timp, dragi prieteni, a ajuns și domnul Gimpou, poftă bună, apropo. Salut! Domnul Gimpou aici de față este cel mai bun om de vânzări din tot MobExpertul, așa ne-a fost prezentat. Și vreau să ne veți face un training, nu? Despre cum să vindem mai bine. Numele meu este Andrei Gimpou, sunt director de produs și director de achiziții în același timp. Din 2011 până în 2018 am dezvoltat partea de veselă, linia de veselă, tacâmuri, pahare și bar. Și din 2018 mă ocup de partea de kitchenware products. Dar înainte de orice fel de training, vreau să îmi vinde și mie. Să-ți explic ce se întâmplă aici, ce nu? Ce se întâmplă aici, da, exact. Fii atent, noi am pregătit pentru ultimul weekend de Black Friday o demonstrație de produs, unde avem niște produse pe care le încercăm chiar aici, on the spot. Ne-am gândit un pic să facem un enhancement de miros, așa, ca să aducem un pic oamenii în zona asta. Și o să am o mare rugăminte la voi să ne ajutați un pic cu gofrele astea. Bun, să luăm așadar lumina de la domnul Mina, pe care îl salutăm. Domnul Mina, care a fost la Imperiul Railor. Într-adevăr, cu acest bol de amestecat. Ok. Antispir. Și acum ați luat finanțare de la domnul Șucu și acum sunteți în MobExpert. Și noi îl vom testa dacă e antispir. Hai să vedem dacă este chiar, adică nu se varsă din el asta, antispir. Când amesteci, nu dai. Bun. Pe lângă mai. Ce hai trebuie să fac, domnul Mina? Deci astăzi pregătim gofre. Sunt investițiile de la Imperiul Eilor. Când am participat atunci la emisiunea Imperiul Eilor, am avut un număr de investiții pe care le-am făcut și am rămas în continuare în relație cu cei în care am investit și care în general încearcă să-și dezvolte mai departe afacerea și sigur că ne ajutăm unul pe celălalt. Deci aveți făină, da? Cantitatea măsurată, laptele măsurat, 8 ouă întopit. Da. Tu gătești acasă? Nu, n-am gătit în viața mea. Dar trebuie să avem grijă să-l facem cocoloașe, da? Da, bravo. Trebuie să tot amesteci. Așa. Vin cu ăsta peste? Exact. Lasă-l un pic să stoarne untul. Ce fac? Sparg ouă acum? Da. Câte? Toate? Atât timp cât nu avem coj, e bine. Cam în cât timp se încălzește aparatul ăsta undeva de gofă? La 4 minute, după care pune în compoziție. 4 minute să mai de fac... 4 minute. Da, ok. Mă, ce-i drept înțeleg de ce a investit cineva în acest antispir, că dădeam totul pe jos, dacă nu venea asta. Fii atent, asta e o chestie care am învățat-o în bar. Ca să nu mai curgă, trebuie să dai așa în sus, ca să bagi, să ai timp să bagi asta sub, ai înțeles? Mm-hmm. Dar ce face acest aparat? Adică asta, mă întreb... Coace aluatul pe care l-ați făcut mai devreme. Băi, m-am descurcat excelent la wafers, chiar mai bine decât mă așteptam eu, care sunt total paralel cu tot ce înseamnă bucătăria. M-am descurcat bine, mi-am depășit așteptările, sunt bun. Hai să vorbim un pic de vânzare între timp. Hai să nu pierzi, că e păcat. Păi nu, vorbim aici. Niște ponturi avansate, vrei să știi, niște scheme ponturi avansate. Unul care îmi trece prin minte acum este price breakdown. Tehnica asta de price breakdown duce clientul într-o zonă mult mai confortabilă și anume, dacă avem un produs care costă, nu știu, 1000-2000 de lei, dăm un exemplu, 2000 de lei și el are o garanție de 5 ani, putem să facem o strategie de vânzare în felul următor, să-l întrebăm, ok, cât ai fi dispus să plătești pe zi pentru acest produs? În apele, o saltea de 2000 de lei, să spunem. O saltea de 2000 de lei. Cât ești dispus să pui într-o pușculiță pe noptieră, să în fiecare bine seară, ca să dormi bine, să nu fii deranjat? Ok, și zice clientul, domne, zice, cu cât costă un aparat ăsta? Poți să-mi iau și acasă? Ok, și clientul spune, domne, 3 lei. Punem 3 lei într-o pușculiță, timp de 2 ani, și atunci ne facem un buget de peste 2000 de lei. Gândiți-vă că la 15 ani cât țineți canapeaua, vă costă 40 de lei? 400 de lei? Sau 40 de lei? 400 de lei pe an.
Deci, și atunci ăla ar fi bugetul, mai puțin de 2 ani. În mai puțin de 2 ani, da. Investiția ta de 3 lei a contat extraordinar de mult. Este impresionant să văd cum generațiile noi sunt extrem de rapizi în a gândi, în a face, în a mișca lucrurile. Nu spun că eram noi prea înceți, Doamne ferește, doar că noi, neavând atât de multe unelte pe care să le folosim, lucrurile le dobândeam mai greuți. El este Lucian Pupăzan, el este făurar de bun gust, face fundulețe. Sloganul lui este: schimbă-ți fundulețul de acasă. Merge pe cameră bine, nu merge... Deci eu mergeam la mamaie la țară, da, de care e de lângă Melinești, de lângă Craiova, îmi cerea de fiecare dată, vrea să coace ceapa, dă și tu fundul ăla să tococea. Și eu am dus să-l fac mai drăguț, să-l numesc funduleț. Și asta e pentru ceapă? Nu, astea sunt suporturi de șoturi. Aaa, acum vorbim. Ce tare, vreau și eu un din ăsta la birou. Îmi dai și mie unul cadou, domnul Lucian? Cum să? Păi mi-l fac eu singur. Este rășină epoxy care se poate colora diferit. Și acest suport de șoturi, da? Ca să-l facem mai drăguț, trebuie să-i turnăm puțină rășină cât să acopere fundul găurii. Important e să nu dai pe partea asta, că o să... Da, zi și șervețelul, dă-i și șervețelul, șervețelul. Trebuie să ai foarte multă grijă să o faci așa, finețe, nu? Și asta pot să o iau eu? Mi-o dați mie? Da, trebuie să o finisă și să o trimit la birou. Și acum, diferența o face creativitatea fiecăruia. Aaa, ce frumos! O să fac doi ochi și un smiley face, iau. Asta este creativitatea. BP, stai că fac și un BP acum de la Bișpriz, nu e problemă, dragi prieteni, că doar astăzi aveți reducerea aia monstru. Deci dacă îmi permiți, o să ți-l finisez. Aici o să-i punem și ți-l trimit la... Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet! Tare că e viu magazinul. E tare că se întâmplă și aceste lucruri și nu este doar un loc în care vii și te uiți la niște piese de mobilier. Cred că am văzut destul atracțiile magazinului, dar acum este timpul să ne îndeplinim misiunea principală, vânzarea de produse. Căutăm un client, identificăm nevoile clientului, da? După care empatizăm și eventual construim încrederea cu clientul. Domnul Gimpou, say no more. Bună ziua, să rămână? Vă putem ajuta? Nu. Mulțumim frumos. Păi dacă doriți să cumpărați ceva, dacă doriți să achiziționați ceva, nu e prima noastră zi, cei drept nu cunoaștem foarte multe. Da, e prima zi. Uite, vreau să-și iau o canapea de living. O canapea de living. Am văzut ceva. Noi avem gama Wave acum, care e foarte pe var. Știu că este un joc de cuvinte, exact, dar este Wave, chiar este pe var și chiar mi-ar face plăcere să vă arăt, pentru că este dintr-o zonă mai young living, așa, cum cred că ți-ar plăcea de altfel. Posibilitatea lor de a vedea fabrica le dă o anumită încredere, o certitudine că ceea ce vând e de calitate. În afara faptului că trebuie să-l cunoască, dar nu pot să plec de la premiza că ce au văzut în fabrică este absolut suficient ca să cunoască produsul. Da, cum? Pui-mi la canapele. Nu face canapele Wave? Nu? Nu face canapele Wave. Cum nu face canapele Wave? Nu. Wave nu pune bilete. Cum adică? Wave nu e canapele. Hai, Wave nu este... Nu, dar, la noi am Mob Expert, ideea e că merg combinate foarte mult. Adică, și pentru produsele adică din gama Wave, adică merg cu o canapea din altă gamă. Da. Canapelele sunt produse acasă în România, doar că nu în gama Wave, în alte game. Faptul că sunt piese care sunt și create și produse în România, mi se pare foarte tare și arată într-un fel, au o anumită calitate. Nu este doar fabricată, este chiar și creată în România această canapea. Achiziția ei, evident, susține producția locală, ceea ce, evident, e foarte bine pentru țară și e și extrem de spațioasă. Adică puteți să vă strângeți acasă, se extinde? Ia uite, se și extinde? Nu se extinde, dar... Noi nu aveam nicio idee că vor să cumpere cu adevărat ceva. Ne-am dus la ei, i-am întrebat dacă vor să cumpere. Prima oară ne-au refuzat. Doamne, să știți că apartamentul este superb. Îmi place foarte mult parchetul de pe jos și draperiile. Dar într-adevăr, canapeaua e un pic cam basic. Hai să vă arătăm, să vă prezentăm noi o canapea. Să ne prezentați ce vă place. Uitați, are și telecomandă. Și având telecomandă, ea se extinde. Ia uite, exact. E încercată. Încercată? Și vă place? N-am trecut degeaba pe aici. Eu cred că destul de vorbă, să trecem la fapte. Deci canapeaua e perfectă. Trebuie neapărat să cumpăr ceva, nu? Eu nu că trebuie neapărat, dar ar fi păcat să ratați oferta de Black Friday. E clar că v-ați îndrăgostit de această canapea și o avem și pe stoc această culoare, adică mi se pare perfect. Și în apartamentul cu aceste culori, cum am văzut, se potrivește de minune, vine turnat. Deci, o luăm? Da.
Uh-huh. Oricum, perfect. Este un răspuns afirmativ, dragi prieteni. Avem prima vânzare astăzi. Nu uitați de asemenea 15% coduri Beach Breeze, frații mei. Bun, chiar o cumpărați sau doar să știm? Chiar o cumpărați, nu? Chiar o cumpărați. Perfect, hai să mergem acasă. Prima oră în viața mea. Să creadă. Bun, nici eu nu vine să cred. Haideți să mergem. Și sincer, să vă spun sincer din poze, dacă îmi permiteți o critică constructivă, e nevoie de mai mult suflet un pic în apartament. Niște flori, niște plante, decorațiune de Crăciun, să fie un pic mai cozy. Deci, în gama cozy avem rapid, dacă sunteți rapidiști, foarte cozy pentru casă. Ai învățat timp, nu? Suntem peste tot acasă, porți, ni se deschid, noi e echipă mai frumoasă și iubită ca rapid. E funny că eu imnul rapid îl știam, de la un băiat de origine chineză care a venit la emisiunea Nicio Speranță, o emisiune de mare renume pe care am făcut-o și care cânta foarte stârcit imnul acestei echipe. Pături cozy se potrivească și cu canapeaua, avem așa. Și perne, dacă vă interesează. Tot timpul mi-a plăcut partea de relaționare cu clientul, de partea de vânzare, partea de retail, cum îi zic acum mai nou. De când aveam 10 ani, mergeam cu tata la târguri, prin Germania sau alte țări în Europa, să pot să aduc și eu produse care îmi plac, să fie expuse în mod expert, crezând că poate unele o să atragă și clienții. Ce e o canapea fără perne? Asta e superbă, asta uitați. Chiar aș lua-o eu acum. Uitați, avem și pătură pe alb, dacă vreți. Și este și mai ieftină. Este la 368 de lei. Și vine cu tot cu asta la 118 lei, ambele reduse cu 20% de Black Friday. Sincer, combinația ar dura foarte mult coziness așa în casă, mai ales că sunt foarte fluffy. Această culoare se potrivește și cu parchetul dumneavoastră. Aveți parchetul alb, aproape marmurat. Aceasta este perfectă, albă. Bă, știe. Chiar știe. El a stat cu mine de mic. Asta a fost totdeauna plăcerea lui și mai ales plăcerea mea. Hai să mergem. Două perne din acestea, da? Așa, le duc eu acasă, o iau și pe aceasta și o pătură. Și canapeaua, o să luăm și canapea. Aveți cumva și copii? Nu. Dar vă plac plușurile, întreba. Da? Uitați, doamna, aveți și plușuri aici. Până să ajungem la casă, am făcut o mică oprire pentru a-i prezenta doamnei un cocktail și cu ocazia asta vă putem explica și ce caută acest bar în incinta Mob Expert. Principalul scop al nostru astăzi aici este să arătăm gamă de produse Airtender prin care oferim clienților o experiență de aerare a vinurilor, ghidare, etc. Până să vedeți cu ochii voștri ce înseamnă această experiență de aerare a băuturii, mi-am făcut puțin talentul și am pregătit doamnei un amare tosauri la mare plăcere, după care am lăsat pe domnul barman să ne arate cum se întâmplă magia. Sunt chiar un apar foarte tare. Dacă sunteți pasionată de zona asta de cocktailuri, chiar poate vă gândiți să cumpărați așa ceva, pentru că face spumă. Ia uite cum se face spuma. Poftiți. Beți cu plăcere. Acum este să vedeți gustare și foarte important să gustați și spuma. E genial. Asta trebuia să fie prinsă pe cameră. Reacția asta era nevoie să fie pe cameră. Bun, gata, destul alcool, haideți să mai continuăm și cu munca. În continuare, domnul Dan a ajutat-o pe doamnă să găsească niște pahare de șampanie potrivite, după care ne-am dus direct la casă ca să plătească. Și în timp ce noi facem această plată jos, tatăl este sus și plătește, face factura la canapea. Tranzacția a fost acceptată. Haideți să vă ajutăm să ducem aceste produse. Până la urmă i-am convins să cumpere o canapea, nici nu știm cum. Că mai mult am vorbit prostii decât să vorbim ceva folositor. Prima tranzacție cu canapeaua a fost cumva servită, dar meritul Dan a fost că i-a convins să mai cumpere niște perne, niște... Ei canapeaua oricum o voiau pe aia. Adică noi inițial i-am dus la altă canapea, după aia ne-am dat seama că ei oricum se deciseseră pe acea canapea Sound și au cumpărat canapeaua Sound. Deoarece știți foarte bine că ne plac competițiile, pe final am decis să ne separăm drumurile eu și cu domnul Dan Șocu Junior pentru a vedea cine reușește să vândă cu adevărat ceva pe cont propriu. What the fuck is this? Vă prezint nouă meu monitor, dragi prieteni. Ia uitați-vă, băi, ce monitor. Sărămâna, vă pot ajuta cumva? Nu, mă gândesc. Salut! Te ajut cu ceva? Nu. Acum are roas deja. Excelentă alegere. Vă mulțumim că sunteți clienți Mob Expert. N-aș putea spune că am avut un merit în această vânzare neapărat. La lămpi eu nu știu să-i zic nimic. Afară că se luminează, eu n-am ce să-i zic. Bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Nu, mulțumesc. Am uitat, măi. Eu nu mai trebuie să întreb oamenii dacă îi pot ajuta cu ceva. De asta, de acolo mi se trage. Mi-am uitat propria mea regulă. Vă pot ajuta? Asta e mici mai deschis așa, nu? Ar trebui să fie pe aici. Stai că să fie într-o cutie pe aici. Bună ziua, vă pot ajuta cu ceva? Bună ziua, doar ne uităm. Încă nu. Iar mi-am uitat regulă. Dar nu știu cum să-i abordez. Bună ziua, căutați lumini, corpuri de iluminat? Am găsit. Ați găsit deja? Sărăuna, Sherry, îmi pare bine. Deci, modelele care le-am cumpărat eu acum 30 de ani sunt și acum.
Uite, ți-am adus așa, una este la 18 lei. Câte vă pot da? 5. Vă pot ajuta, v-am întrebat dacă vă pot ajuta, nu vă pot ajuta. Păi dacă nu știți, vă ajut. Nu e problemă. Ce ar putea să îmbunătățească ei sunt întrebările deschise, să afle nevoia clientului și un pic mai calm, pentru că i-am văzut foarte, foarte dornici de a încheia deal-ul. Eu sunt chiar detașat pe această zonă de corpul de iluminat, pe care o cunosc foarte bine. Aici vorbim de o rustră care practic are un bec aici și acest bec iluminează aceste detalii mai departe. Cum? Hai, sunt mai multe, aveți dreptate, da. Este greșeala mea, sunt mai multe, nu le-am văzut. Mai multe becuri. Sau asta e mai fonfon, așa, mai, știți? Să rămână, vă pot ajuta? Ia, mă, uite, dacă vreau, mulțumesc. Da, deci... Îți mulțumim de ajutor. Mulțumim mult, dar nu este încă ușor. Salut, ce cauți? Nu cauți nimic? Ok, că unii vin să stea pe canapele aici, mă. Există și o categorie de oameni care vin aici să stea pe canapele, sunt ferm convins. Am întâlnit eu cu niște puștani, care am văzut puștani, zic, bă, sunteți puștani, sigur ăștia sunt ai mei, fii atent că repede acum cumpără ceva. Nu, ei veneau să stea. Și mă ia câteodată dorul de tine. Da, până la urmă am realizat că unde-s doi puterea crește și am hotărât să ne întoarcem la duo-ul nostru imbatabil de vânzări. Bună ziua, căutați ceva anume? La canapea aceea bolerou vreau să știu dacă găsesc un puf. Da, găsiți un puf. Colegul meu e chiar detașat în zona de pufi. Adică să completați canapea într-un fel, nu? Sau... Da, să poți să-mi pun picioarele pe ea. Preferința clientului trebuie să încerci să înțelegi cât de mult poți. Ce-i place clientului? Asta te interesează pe tine. Gata? Nu știu, similar e. Da, merge, dă-ți te ajută. Așa aici, că tu ai găsit eu oricare. Da, a plecat domnul. Du-te după el, că eu nu pot să fug cu asta. N-ai nicio legătură. Nu e chiar același film, dar nici departe nu e. Acela e mai mult un tabure. Da. Na, să vă minte că am greu ce cereți. Nu e greu. Trebuie să găsesc pe cineva care se pricepe. Bună ziua, vă putem ajuta cu ceva? Căutați ceva anume? Bună ziua, canapea căutăm. Haideți să pune. Doamne, Dumnezeu, ce mă bucur că în sfârșit am găsit pe cineva care își dorește o canapea. Bun, dumneavoastră ce căutați? Tot canapea. Tot canapea. Sus, avem astea care sunt puțin fluffy, gen pentru... Sunt mai cască, așa, o catifea. O catifea, perfect. Le faceți o reducere? Păi e redusă cu 20% de Black Friday. Dar mai vreau încă o reducere. Mai aveți încă o reducere? Da, nu. Să știți că la 6200 e un preț imbatabil. Adică gândiți-vă că genul acesta de canapea o țineți poate 15 ani. Ție mai faceți încă o reducere, o iau. Câți bani ați fi dispusă să petreci, să cheltuiți în fiecare lună pentru a sta super confortabil? Pentru că la o canapea pe care o țineți 15 ani, la un 6.000 de lei cât costă această canapea... Eu zic că 5.500 pot să iau. Dar nu suntem la târg. Gândiți-vă că la 15 ani cât țineți canapeaua, vă costă 10 de lei? 400 de lei? Sau 40 de lei? 400 de lei pe an. Deci doriți o reducere. Eu zic că poate aș putea, pentru că este prima mea zi aici, poate aș putea să vă fac o reducere dacă mai achiziționați încă ceva. Este o afacere excelentă, la fel cum este să cumpărați astăzi bilete la Bishpriz, aveți 15% reducere, codul întâi. Ați cumpărat? Da. Doamne, ați cumpărat la Bishpriz, bateți marmă aici. Bravo, felicitări! Întorcându-ne la discuție. Aș dori să mai cumpărați produse de minim 1000 de lei ca să aibă sens această reducere. Atunci vă dăm la 5500. O luați la 5500 și mai cumpărați produse de încă 1000 de lei minim, de persoană. Hai să vedem, cu ce mai putem ajuta? Ce mai cumpărați? Uite, canapeaua de acolo. Excelentă alegere, setul Firen. Am discutat cu cele două familii toate detaliile, prețul total al canapelor, culoarea dorită, dacă au sau nu au bilete la Bishpriz și concluzia finală a fost... O luați. Deci rămânem cu acest set fără fotoliu și cu acea canapea albastră de acolo, care este absolut superbă. Vorbesc cu un coleg ca să vă preia și să vă faceți factura, da? Să mergeți la plată. Țin să remarc pregătirea pe care ai avut-o în zona asta de vânzare. Chiar se vede că ai mai fost prin magazin și cunoști produsele. Ce faceți, mai obosiților? Am muncit, nu știu, că am muncit toată ziua. Mi-am dat un pic așa obosit, am muncit toată ziua, am mers cu riza, am etichetat, am vândut. Și rezultate? Zeci de mii de lei vânzări.
Ce vorbești? 10.000 de lei vânzări. Deci și cine chiar știe de vânzările astea ale voastre? Păi tot, tot magazinul știe, puteți să-i întrebați. Cu sistemul informatic v-ați descurcat? Mi s-a părut un pic greu sistemul informatic, n-am să vă mint, da. Uh-huh. Etichetarea fiecărui produs în parte, poate e o chestie care nu știu exact cum, dar poate ar putea fi automatizată într-un fel. Dar în rest a fost, deci în afară de aia care a fost repetitivă, în rest mi-a plăcut. Îmi place că e magazinul viu, în schimb, adică faptul că există zona de gourmet, faptul că există somerier, bar, acolo, sunt niște chestii care cu siguranță atrag clientul și îl fac să se simtă bine în magazin. Mă, băi, dar sunt mândru de voi. Mulțumim frumos. Chiar sunt mândru de voi, da. Chiar nu mă așteptam să vindeți o canapea, mă așteptam la decorațiune, așa, dintr-o dată, să treceți direct la canapele. Okay, și canapea a fost prima chestie. Da. Mulțumim mult că ne-ați dat ocazia și eu cred că am învățat ceva și astăzi. Păi că mai deștepți decât am venit, ceea ce e minunat. Eu mulțumesc. Asta a fost și episodul nostru, fraților. Vă mulțumim foarte mult că l-ați urmărit. Astăzi fiind și 1 decembrie, vreau să le urez un călduros la mulți ani tuturor românilor. La mulți ani, România. Și încercați să cumpărați mai mult produse fabricate în România, produse gândite, create în România, ca să susținem mai mult economia locală și companiile locale de aici. Ne facem tuturor un bine făcând treaba asta. Oriunde ați fi pe acest pământ, voi purta țara asta în suflet, așa că fiți mândri că sunteți români. Vă mulțumesc că ați urmărit. Îi mulțumesc domnului Dan Șucu junior, dar și domnului Dan Șucu senior pentru această invitație și noi ne vedem în câteva zile cu primul episod din Bass House. Pe 8 decembrie începe nebunia, pe 8 decembrie începe Bass House-ul, așa că stați geană. V-am pupat! Pa!